Bună ziua și bun găsit, stimați telespectatori, la o nouă ediție a revistei presei aici la Capital TV. Sunt Adrian Simeon și împreună cu dumneavoastră răsfoim astăzi ceea ce mai scriu ziarele în România. Aflăm de pe ziare.ro că Răzvan Sândulescu, șeful de campanie al lui Nicușor Dan, a vorbit pe larg despre provocările campaniei electorale. Nicușor Dan a fost ales primar al Capitalei în urma alegerilor locale din 27 septembrie, însă după o muncă grea a echipei sale, spun cei de la ziare.com. Campania electorală a primarului ales al Capitalei a fost dusă mai mult în spațiu online. Nicușor Dan este un veteran în ceea ce privesc alegerile. Răzvan Sândulescu împreună cu echipa sa sunt veterani ai campaniilor electorale. Zice Răzvan Sândulescu următorul lucru: am avut de înfruntat un adversar redutabil care dispunea de resurse superioare, inclusiv la nivelul media. E de amintit aici campania de publicitate a primăriei generale, difuzată inclusiv în ziua alegerilor. Un primar în funcție este foarte greu de înlocuit, mai ales că acesta venea după o activitate extrem de vizibilă în perioada stării de urgență. Pot spune că am plecat cu șansa a doua, a explicat șeful de campanie. Am țintit exact acolo unde știam că putem obține favorabilitate. A trebuit să acționăm chirurgical, nu am pescuit cu năvodul. Mai multe informații despre acest interviu și despre felul în care a acționat echipa lui Nicușor Dan pe ziare.ro. Adrian Străinu Cercel, o declarație prin care spune așa: Adrian Străinu Cercel a declarat în conferința de presă în care și-a anunțat candidatura din partea PSD că epidemia de coronavirus a fost ținută sub control atâta vreme cât politicul nu a intervenit. Hai să vedem ce înseamnă asta în accepțiunea domnului Străinu Cercel. Soluțiile le discut cam zilnic cu ministrul Tătaru, cu care colaborez cât se poate de bine, și încercăm să aducem toate aceste elemente spre Ministerul de Interne, astfel încât să-i venim în ajutor doctorului Raed Arafat. Când politicul intervine în probleme de sănătate publică în pandemie, nu e ok, spune Străinul Cercel. Dar dacă politicul a intrat, tot politicul trebuie să o scoată la capăt. Și am convingerea că se poate face acest lucru, a mai spus Străinul Cercel. Un personaj, un medic mai nou candidat, iată, din partea PSD, destul de controversat și el, cel puțin în ultima vreme. Ce mai avem aici? Avem așa, continuă audierile de la secția de investigare a infracțiunilor din justiție, acolo unde procurorii fac cercetări pentru a vedea dacă alegerile de la sectorul 1 au fost sau nu fraudate. Ancheta a fost deschisă după ce în spațiu public au apărut imagini cu mai mulți membri USR care au intrat în sala unde erau depozitate voturile de la sectorul 1. Deci ancheta continuă. Să vedem și ce este la iveală. Hai să ne ocupăm un pic și de extern. Dezvăluirea recentă a unor e-mail-uri despre care se presupune că ar aparține lui Hunter Biden, fiul candidatului democrat la alegerile prezidențiale din SUA, are toate semnele clasice ale unei operațiuni rusești de informații, afirmă 50 de foști oficiali ai serviciilor secrete într-o scrisoare publicată luni, relatează DPA conform Ager Press. New York Post a relatat săptămâna trecută că a obținut un set de e-mail-uri dintr-un laptop pe care Hunter Biden, Biden l-ar fi lăsat la un centru de reparații, care ar sugera că acesta și-a folosit fosta poziție de vicepreședinte pentru a-și îmbogăți fiul. Alte instituții media au pus sub semnul îndoielii autenticitatea materialelor din respectivul laptop, care au fost date la New York Post de avocatul personal al președintelui Donald Trump, Rudy Giuliani.
În contextul scăderii lui Trump în sondaje, Rusia are interesul în acest moment să facă tot ce poate pentru ca liderul de la Casa Albă să obțină un nou mandat, au adăugat semnatarii scrisorii. Printre semnatari se numără foști directori ai CIA, precum Leon Panetta, John Brennan și Mike Hayden, și foști directori adjunct, precum Michael Morell, dar și un fost director al Serviciilor Naționale de Informații, Jim Clapper. Interesant, nu e așa? Ia uite, Leana Locostel are și asta reacții. Actorul Mugur Mihăescu a devenit și asta lider de opinie, formator de opinie, după ce ani de zile s-a chiloțărit pe la televizor îmbrăcat în femeie. Zice, actorul Mugur Mihăescu a reacționat la scurt timp după ce președintele Klaus Iohannis și-a reafirmat dorința ca alegerile parlamentare să fie organizate în 6 decembrie, în ciuda agravării pandemiei de coronavirus. Nu vedem exact ce scrie. Postează Leana Locostel Mugur Mihăescu pe contul său de Facebook un mesaj în care spune: bună seara, domnule președinte Iohannis, am ascultat cu mare interes declarația noastră de la Cotroceni din seara aceasta și cu orice cetățean responsabil sunt de acord. Trebuie să închidem Horeca, teatre, școli, sport, pentru că în decembrie trebuie să putem avea alegeri. Apoi le vom deschide din nou, înainte de alegeri vom avea alegeri, ca de obicei, cum am avut și la precedentele alegeri, mamă, de câte ori alegeri aici. Vom avea chefuri spontane ale susținătorilor pe care nu putem să îi împiedicăm să sărbătorească victoria. Se vor face în cel puțin 3300 de localități, cum s-a întâmplat și la alegerile trecute, după care ne vom infecta iar și vom închide din nou Horeca, teatre și școli și sportul. Păi domn președinte, îmi dă cu minus. Adică sunt vreo câteva milioane de oameni cărora le cere să se sacrifice, care nu vor mai avea locuri de muncă până atunci. Bun, la Mugur Mihăiescu oricum cred că îi dă cu minus, că nu mai e nici Leana Locostel, acum nu se mai poate prosti pe scene. Da, le cam dă cu minus oamenilor ăstora. Asta e, se mai întâmplă. Hai să mergem la altceva. Știri pe surse scrie așa: revoltător, se întâmplă în România, în plină pandemie. La câteva săptămâni după alegerile locale și după deschiderea școlilor, medicii au ajuns deja să aleagă pe cine lasă să moară fără tratament de coronavirus. Ia uzi. Din cauza că locurile de la ATI sunt prea puține. O spune chiar medicul primar Violeta Tănase, șefa UPU de la Spitalul Județean Ploiești, conform știri pe surse.ro. De câteva săptămâni, cadrele medicale sunt nevoite să decidă ce pacienți cu COVID-19 să salveze, fiindcă nu mai sunt locuri deloc la secția de terapie intensivă. Suntem într-un moment extraordinar de greu. De câteva zile, pur și simplu, nu avem unde interna pacienți pe terapie intensivă. Centrul Național de Coordonare nu ne-a mai ajutat, probabil că nu a mai avut cum să ne ajute și practic toți pacienții gravi, și nu sunt puțini, au rămas în unitatea de primiri urgențe și câte 72 de ore până când au putut fi preluați de terapie intensivă sau s-a ameliorat starea lor fiind îngrijiți în UPU, ceea ce este absolut normal, a mai spus medicul amintit. Ia uzi, Florin Câțu amenință. Ce amenință? Ministrul de Finanțe Florin Câțu îi amenință pe cei de la PSD că vor plăti cu toții pentru distrugerea economiei naționale. Câțu arată că actualul guvern trebuie să plătească pentru împrumuturi făcute de PSD în anul 2017 într-o perioadă de creștere economică. PSD spune spune Florin Câțu, PSD a distrus economia României. În 2020 trebuie să plătim aproape 50 de miliarde de lei datorii făcute de PSD în perioada când economia globală avea creștere economică. Pentru a fi clar, aproximativ 50 de miliarde de lei doar în 2020. Peste câteva zile trebuie să plătim aproape 10 miliarde de lei pentru un împrumut făcut de Dragnea și Ciolacu în august 2017. Nu era nicio criză economică, din contra, economia globală o ducea foarte bine, spune că în loc să reducă cheltuielile, PSD total irresponsabil a crescut deficitul bugetar și împrumuturile. Dacă PSD nu ar fi cheltuit acești bani pentru partid și nu ar fi crescut deficitul, acum puteam să-i folosim pentru sănătate. Un guvern responsabil ar fi avut surplus la buget în perioada de creștere economică, mai spune Câțu.
Din punctul meu de vedere, așa arată o strategie premeditată de distrugere a economiei naționale și pentru asta vor răspunde toți. Bun, să vedem cum, când și unde. Cine-i Camelia Bogdan? Ia să vedem despre ce-i vorba aici. Judecătoarea Camelia Bogdan a obținut o victorie parțială la Curtea Europeană a Drepturilor Omului în procesul împotriva statului român care vizează excluderea sa din magistratură. Statul român trebuie să-i plătească acesteia despăgubiri în valoare de 8.000 de euro, deși aceasta a cerut daune morale de 100.000 de euro. CEDO nu i-a dat dreptate Cameliei Bogdan cu privire la excluderea din magistratură, ci doar cu privire la procedura legală referitoare la suspendarea din profesie înainte de rămânerea definitivă a hotărârii de excludere. Legea prevede că odată cu decizia de excludere dată de secția pentru judecători în materie disciplinară a CSM, magistratul este suspendat din profesie până la decizia definitivă a înaltei curs de casație și justiție asupra recursului. CEDO a reținut că judecătoarea i-a fost încălcat dreptul la un proces echitabil pentru că nu a putut contesta decizia de suspendare. Hai să vedem ce mai avem și pe aici. Zice așa. Într-un articol de pe Hot News, ministrul educației Monica Anisie a declarat că after school-urile și creșele vor rămâne deschise în capitală după ce hotărârea Comitetului pentru Situații de Urgență a Municipiului București, care prevedea că acestea și universitățile vor fi închise, a fost revocată. Anisie a subliniat că se aștepta ca să se ia o decizie clară, pentru că i-a comunicat prefectului Bucureștiului Gheorghe Cojanu care sunt prevederile legale. Monica Anisie a precizat că a solicitat încă de săptămâna trecută o întâlnire la prefectura București pentru a se asigura că vor fi luate toate măsurile în așa fel încât în cadrul unităților de învățământ să nu existe probleme în momentul în care rata infectărilor cu noul coronavirus ar fi ajuns la pragul a 3 la 1000 de locuitori și împreună cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București a fost realizat un plan de măsuri pentru trecerea în sistem online. Ce e asta? Jurnalul Național. Jurnalul Național scrie că liderul ALDE și-a dat demisia din partid. Legea electorală are niște constrângeri, nu ne permite să mergem pe o fuziune care este sub eticheta Pro-România plus ALDE. Va trebui să mergem exclusiv pe lista unui partid și lista pe care vom merge la alegeri va fi lista Pro-România. Acolo vor fi toți candidații și cei care provin din Pro-România și cei care provin din ALDE. E foarte important ca alegătorii să știe asta, că atunci când pun ștampila pe Pro-România, unii sunt de la ALDE, alții de la Pro-România. A explicat Călin Popescu-Tăriceanu, oportunistul momentului, aș spune eu, la această oră. Aflăm și despre o afacere care a avut vânzări record în timpul pandemiei. Este vorba de vânzările la hrana pentru animale, care au înregistrat creșteri de 20% față de 2019, după ce în timpul pandemiei mulți români și-au luat animale de companie, anunță Mediafax. Asta este concluzia la care au ajuns proprietarii de pet shop-uri după ce s-au uitat peste vânzările din ultima vreme. Bun. Ce mai avem? Ce mai avem pe aici? Ia să vedem. Hai să mergem pe știri locale, să vedem dacă avem ceva la local. AEPA a aprobat modelele, dimensiunile și condițiile de tipărire pentru buletinele de vot, scriu cei de la Hunedoara Liberă. Tot de aici aflăm că instanța a validat 17 mandate de consilieri locali și în același timp și mandatul de primar al lui Dan Bobouțanu. Și aflăm de faptul că Banca Națională a României a lansat în circuitul numismatic o monedă din aur și o monedă din argint cu tema 200 de ani de la nașterea lui Alexandru Ioan Cuza, conform unui comunicat al instituției. Aversul monedei din aur redă imaginea palatului Alexandru Ioan Cuza de la Ruginoasa, inscripția în arc de cerc România, valoarea nominală 500 de lei, stema României și anul de emisiune 2020. Așa, portretul este pe reversul comun al monedelor din aur.
Aflăm că tirajul maxim pentru moneda din aur este de 1000 de piese și pentru moneda din argint de 5000 de piese. Prețurile de vânzare sunt 10.400 de lei exclusiv TVA pentru cea din aur și 365 de lei exclusiv TVA pentru moneda din argint, inclusiv broșura de prezentare. Bun. Deci am mai lansat Banca Națională o monedă. Cât timp mai avem? 4 minute. Uite. Aflăm din Servus Hunedoara în cele 4 minute că 8 angajați ai termocentralei Mintia au fost depistați cu virusul COVID-19 în timp ce al 6 contacti direcției celor infectați sunt în izolare, a informat liderul sindicatului Solidaritatea de la termocentrala Mintia. Acesta a mai precizat că persoanele infectate cu noul coronavirus își desfășoară activitatea la secțiile de reparații și TESA, unde lucrează aproximativ 300 de persoane. Dacă apar cazuri și în rândul celor de la exploatare, riscul ca termocentrala să fie din nou la zero crește foarte mult, a declarat liderul de sindicat. Cele o persoană au manifestat simptome specifice infecției, motiv pentru care au fost testate de către personal medical calificat, iar testele prelevate au confirmat infecția cu virus. Ce avem aici? Asta cred că e articol publicitar. Pandemia de coronavirus a adus schimbări însemnate în modul în care învățăm, muncim și ne petrecem, consideră deputatul european Iuliu Winkler. Da, așa este. Nu cred că, eu știu, consideră doar domnul Iuliu Winkler. Cred că asta considerăm cu toții. Și încheiem revista presei cu o știre conform care Traian Berbeceanu ar urma să fie numit prefect de București după ce actualul prefect Gheorghe Cojocaru a făcut gafe cu privire la comunicarea situației cazurilor de coronavirus din capitală. Premierul ar fi analizat varianta demiterii din funcția prefectului de București, căutând un înlocuitor. Așa, se pare că Berbeceanu ar fi agreat, numai că există o mare problemă. Berbeceanu nu are cursul acela, școala aceea de înalți funcționari publici, ceea ce nu știu dacă ar face posibil ca el să fie numit prefect al județului Hunedoara, al municipiului București, scuze. Acestea fiind spuse, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, trebuie să vă mulțumesc pentru atenția acordată, să vă invit să rămâneți în continuare alături de Capital TV. Sunt Adrian Simeon, numai bine! We'll be right back.